Într-o coliziune în Europa acum. Sigur, din păcate, în trebuie să facem și deci, în Europa nu. În acele momente putem discuta de claxonat abuziv. În rest nu putem discuta. E un loc de claxon, aș spune, probabil abuziv. O bandă în care să ciuie găina, că așa se pierd tradițiile noastre. Tot gălăgie este. Luăm un nou telefon, tot gălăgie este, dar poate e mai interesantă. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți, doamna? Cum vă cheamă? Maria. Doamna Maria, să rămână. La emisiunea trecută și la subiectul respectiv. Domnilor, povestim aiurea. Povestim degeaba. Este lege, o aplicăm. Unde-i lege, nu-i tocmeală. Și aș răspunde și cu tradiția. Domnilor, citiți în Dex definiția tradiției. A claxona, nu știu, 20 de mașini la un alai, socotiți câte... Nu sunt într-o sâmbătă și într-o duminică și vedeți ce cifră vă iese. Tradiție? Nu-i tradiția asta. Tradiția, nu o confundați cu cea de la țară, unde poluarea fonică făcută de doi ceterași și unde participa toată comunitatea la acea nuntă și nu deranja pe nimeni. Nu claxonau cu 20 de mașini. Are dreptate, doamna Marie. Păi erau participanți toți. Așa este, aveți dreptate. Așa, nu da. Claxonau cu 20 de mașini la o nuntă și unde sunt 2-3 restaurante, unul lângă celălalt. V-am mai dat exemplu Codrișorul. Dar știu că ați sunat și de la trebuie. La Motel se țin 2 nunți, la Cora se țin 2 nunți, la Select se ține una, deja sunt 5 pe strada Codrișor. Se claxonează în prostie. O mai adăugăm și Fenixul care nebunește cu... Nu vă supărați. Se poate face o nuntă civilizat fără să deranjezi atâta lume. Nu e vorba de 1.200 de semnături, ci e vorba de tot orașul. Vă mulțumim, doamna Maria. Vă rog să sintetizați. Vă rog frumos, încă o dată, să fie clar. Vorba lungă, sărăcia omului. Există lege în acest sens. Nu mai comentăm. De ce comentăm atâta o lege? O aplicăm și organele competente vă rugăm foarte mult să aplicați legea. Cu această idee încheiem. Asta este menirea dumneavoastră. Mulțumim mult. A poliției comunitare, a primăriei și așa mai departe. La revedere. La revedere. Mulțumim, doamne Maria. Unde lege nu-i tocmeala? Și nu mai dezbatem subiectul. Începem cu subiectul acesta pe care ne-am propus. Cum începem anul școlar? Domnule comisar șef din cadrul biroul Poliției Urbane, sunt tinerii noștri elevi din, și ce, chiar cei de grădiniță în siguranță atunci când merg înspre școală? Sunt în siguranță părinții și nu sunt stresați și nervoși dimineața că ajung la 8:05 la școală? Este altfel anul acesta școlar din punct de vedere al siguranței și al modului în care se circulă înspre școli? Luni începe școala. Vă rog. Desigur, am dorit să fie cu totul și totul diferit față de anul trecut. Nu va fi cu totul și totul diferit, dar sensul totuși... Sensul sunt mai multe, deci ar trebui să fie sunt mai multe, dar aici trebuie să apelăm puțin și la conștiința publică și anume să rugăm cetățenii să nu se înghesuie toți la ora 8:10 în poarta școlilor, că aici e traficul cel mai intens, între 8:10 și 8:05. Dacă mergeți la 8:20, o să vedeți că puteți circula fără nicio problemă. O sugestie foarte bună. Mergeți la 8:15, o să vedeți că la fel e pustiu în zona. Și din alte puncte școlilor de vedere, adică al siguranței în incinta unităților școlare, vom vorbi puțin mai târziu, că mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara, sunteți în direct! Alo! Bună seara, sunteți în direct, vă auzim! Bună seara, sunt Nicoleta Popa. Vă ascultăm, doamna Nicoleta. Și locuiesc pe strada 1 decembrie. Vă ascultăm. Aș dori să vă spun că în această sâmbătă care a trecut am numărat 19 nunți, iar duminică 8. Da. Deci tot alaiul cu 10 mașini, cum au spus și alte vorbitorii mei, trec pe sub geamul nostru. Este imposibil să ne creștem copii în liniște, este imposibil să trăim într-o astfel de atmosferă poluată fonic. Doamna Nicoleta, aveți copii? Am 2. Emisiunea noastră, am zis că 10 minute, 5 minute, dar s-au făcut 10, vom vorbi doar despre episodul al doilea de data trecută și continuăm cum începe anul școlar. Vă deranjează ceva din punctul acesta de vedere? Am reținut ideea dumneavoastră. Eu asta am vrut să vă spun, dacă îmi permiteți, n-am văzut emisiunea trecută și sunt foarte, foarte nemulțumită. V-am permis și vă mulțumim. Că nu se găsesc soluții cu aceste claxonări. Ba, deci să găsesc este lege. Nu se pot alaiuri de mașini nici sâmbătă, nici duminică, deci trec fără pic de jenă. Nu înțeleg de ce trebuie sub balconul meu să-mi cânte serenade în număr atât de mare.
Deci este imposibil să te odihnești duminică, să te odihnești sâmbătă. Este inadmisibil, nu se mai poate așa ceva și aș vrea să văd soluții, nu vorbe. Cum a spus și doamna dinaintea mea, există o lege să o respectăm. Chiar nu vreau există, să văd sâmbete la domnul viceprimar, ci soluții. Pentru că alegerile vor veni și altă dată. Și avem și noi un cuvânt de spus, dacă acum nu ni se ia în considerare, o să știm ce să facem data viitoare. Aveți dreptate, bună seara. Emisiune plăcută, mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră. Dacă vine și al treilea telefon cu zgomotul și cu nunțile, cred că schimb tema emisiunii și continuăm cu nunțile. Sunt mai importante. Nu, eu zic că anul școlar totuși începe. Totuși începe anul școlar. Să invităm aici preoții, să invităm cei care organizează nunți, exact, organizatorii exact. Și cu ea eu știți ce mă gândesc? Să fac această emisiune într-un undeva în curte la Biserica de la Coroana. Știu că are două parohii acolo, nu aș vrea să-i dau numele. Da. Și acolo să facem, e o zonă frumoasă, să facem o emisiune în aer liber cu mai mulți factori implicați. Culmea, domnul Bălane spune că și preoții sunt nemulțumiți. Deci nu știu, poate o parte. Adevăr, domnul Vera, dar este un adevăr. Este un adevăr că aceste coloane de mașini, în entuziasmul lor, exagerează. Ei cred că cu cât sună mai tare, cu atât nunta e mai importantă și mireasa e mai frumoasă și așa mai departe. Este într-adevăr o problemă. Dorința de a fi remarcat există în Bistrița și când nu faci nuntă. Corect. Și când ești un simplu șofer. Corect, așa. Și atunci cei care participă la live profită, remarcați-mă, sunt eu. Vedeți că trec eu. E adevărat. Dar noi nu trebuie să mai tolerăm mult treaba aceasta. Domnule comisar, haideți să trecem din nou la școli. Să facem o legătură, dacă se poate. În școli sunt astfel de tineri care vin cu mașinile să-și etaleze bogăția, frumusețea mașinii. E voie să intre în curtea școlii, nu e voie. Cum e cu siguranța în școli din punctul acesta de vedere? Din acest punct de vedere. Și ordinea publică până la urmă. Din acest punct de vedere, să nu uităm că totuși în școlile noastre elevii au sub 18 ani. Deci aia înseamnă că nu sunt posesorii permiselor de conducere. Cei care posedă permise de conducere mai vin cu mașinile pe la școli, există locuri amenajate pentru parcare, nu am avut niciun fel de problemă din acest punct de vedere, nici un fel de reclamație, nici a cetățenilor, nici a posesorilor de astfel de autoturisme și nici a personalului. Cum se asigură paza în școli? În școli paza se asigură. Ce prevede legislația la această oră? Din punct de vedere al legislației, legea care reglementează acest aspect este legea 333/2003, care are norme de aplicare hotărârea de guvern 1010/2004 și aici găsim modul în care trebuie să fie reglementată paza și siguranța în școli și anume trebuie să avem neapărat un plan de pază la fiecare instituție de învățământ. Noi am desfășurat o activitate începând cu data de 1 septembrie în acest sens. Am verificat fiecare instituție de învățământ în parte și am constatat că pe raza municipiului Bistrița există două forme de asigurare a pazei și controlul accesului în școli, și anume una cu pază proprie, unde mai avem puțin de lucru și aici e bine că putem avea și reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean, avem probleme cu atestarea personalului de pază proprie, pentru că folosim muncitori sau tâmplari sau diferiți funcționari pe post de paznic neatestat. Amenda este între 2.000 și 5.000 de lei pentru administratorul școlii în situația în care folosește și anume primăria, acest... nu? Administratorul școlii este... Administratorul direct este directorul școlii, deci care răspunde de modul de organizare a pazei. Și bineînțeles că noi am luat fiecare școală în parte și ne-am precizat problemele importante. Și al doilea sistem, în oraș avem astfel de probleme? Avem astfel de situații și în Bistrița, în oraș. Puteți da măcar două exemple, dacă vă amintiți? Haideți să vă spun de unul singur. Da, este vorba de liceul Grigore Moisil, unde am discutat cu doamna director adjunct și am ajuns la concluzia că va fi obligatoriu în cel mai scurt timp să intrăm în legalitate. Bineînțeles că aici noi am aplicat și prevederile ordonanței Guvernului numărul 2 privind regiunea de aplicare a contravențiilor și anume am avertizat verbal în primă fază